Cetățenii moldoveni aflați peste hotarele Republicii Moldova au transmis acasă, în ultimii 10 ani, peste 17 miliarde de dolari americani. Acești bani au menținut economia țării în viață și de ei au profitat inclusiv guvernanții, cei mai mulți dintre ei devenind putre de bogați. Cu toate acestea, actuala putere, în frunte cu Igor Dodon, lansează atacuri dure la adresa diasporii, doar pentru că nu le place cum aceștia au votat săptămâna trecută. Diaspora a fost foarte activă la aceste alegeri. Și putem spune că diaspora reprezintă în mod real un electorat paralel al Republicii Moldova. Acest electorat are propria viziune și propriile preferințe politice și mare parte aceste preferințe ale diasporii se află în disonanță cu preferințele populației majoritare care locuiește și muncește acasă, în Moldova. Așa arată votul de ieri. Declarația a fost făcută a doua zi după primul tur al alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie. Activismul civic de care au dat dovadă concetățenii noștri plecați la munci grele, departe de casă, l-au supărat pe Igor Dodon. Toate pentru că mobilizarea extraordinară a diasporei a schimbat ordinea clasamentului primilor doi candidați. Maia Sandu și Igor Dodon se vor bate în turul 2 pe 15 noiembrie. Datele finale prezentate astăzi de Comisia Electorală Centrală arată că Maia Sandu s-a clasat pe primul loc în urma scrutinului de ieri, acumulând puțin peste 36% din voturi, iar Igor Dodon este pe locul 2 cu 32,6% din sufragii. Pe frig, pe ploaie, în pandemie, cozi kilometrice de moldoveni s-au format la secțiile de votare deschise în Occident. Aproape 150.000 de conaționale au votat, iar voturile lor s-au îndreptat în proporție covârșitoare către Maia Sandu. Contracandidatul său, Igor Dodon, a obținut peste hotare doar 3,65% dintre voturi. Iar declarația agresivă a lui Igor Dodon, la adresa diasporei, făcută după anunțarea rezultatelor primului tur, a fost preluată și multiplicată de propaganda socialistă. Vârful de lanț al propagandei, Bogdan Țârdea, a propus, în derâdere, ca celor plecați la munci grele peste hotare, care prin banii trimiși acasă îi plătesc inclusiv lui salariul, să li se creeze câte un post de președinte pentru fiecare țară în care sunt plecați. Acolo, Sodoma și Gomora sunt la ele acasă, titrează propaganda lui Dodon. Efectul propagandei s-a făcut rapid resimțit, iar la scurt timp, o profesoară de la Bălți a lansat atacuri dure și jigniri la adresa diasporei, utilizând argumentele lui Dodon. Adevărul este însă că Republica Moldova nu ar fi avut nicio șansă de supraviețuire fără banii trimiși acasă de cei de peste hotare. Astfel, în ultimii 10 ani, doar prin transferuri oficiale, moldovenii au trimis acasă peste 17 miliarde de dolari americani. Dar experții susțin că sumele cu care contribuie diaspora la economia moldovenească sunt cel puțin duble, în condițiile în care o mare parte din bani sunt aduși fizic acasă. Doar în 2019, prin transferuri oficiale, moldovenii au trimis acasă aproape 2 miliarde de dolari. Potrivit Băncii Mondiale, diaspora moldovenească contribuie cel mai mult la formarea produsului intern brut din toată Europa, cu 16% anul trecut. Dacă am face o medie a transferurilor din ultimii 4 ani, diaspora a contribuit cu 17% din toată economia moldovenească. În schimb, cei aproape 150.000 de alegători care au votat în diaspora la 1 noiembrie au reprezentat doar 11% din electorat. Diaspora occidentală, cea care a fost ținta atacurilor lui Dodon și a propagandei socialiste, se află într-un mediu mult mai democratic și liber decât acasă. Este evident că alegerea lor este influențată de valorile în care trăiesc acolo unde se află. Germania, Franța, Marea Britanie, Italia sau SUA. Ei vor să aibă acasă prosperitate, bunăstare, democrație, normalitate, așa cum văd în țările în care se află. Diaspora votează cu cei care le pot aduce aceste lucruri. O fac pentru cei care au rămas acasă și pentru că speră că se vor putea întoarce și ei. În aceste condiții, diaspora are tot dreptul să influențeze, prin votul său, politica de acasă, iar autoritățile de la Chișinău, măcar pentru faptul că prin miliardele de dolari pe care îi trimite acasă, ține această țară în viață, este obligată să le asigure condiții decente de vot.